Dorina Gherganov vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile Amghiezii pe TVR Moldova. Iată câteva subiecte. Descinder dizi de dimineață la un club de fotbal din Chișinău. Conducerea clubului este acuzată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Amenzi de 3.000 de lei pentru apelurile făcute în joacă la numărul unic 112. Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care au fost majorate sancțiunile pentru apelurile false. Liderii unioniști au anunțat inițierea unei campanii de colectare a 1.000.000 de semnături pentru modificarea Constituțiilor României și Republicii Moldova. Descinderi matinale la un club de fotbal din Chișinău. Conducerea clubului este acuzată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Prejudiciul adus bugetului de stat este de 10 milioane de lei. Potrivit Oamenilor Legii, în perioada 2014-2017, factorii de decizie ai clubului de fotbal au efectuat plăți neoficiale către staful tehnic și jucătorii clubului în sumă de aproape 3 milioane de euro. În urma perchezițiilor au fost depistate dispoziții de încasare a numerarului, acte de evidențe contabile dublă, precum și înscrisuri care confirmă procurarea unui alt club de fotbal contra sumei de 350.000 de euro. Procuratura a evitat să dezvăluie ce club de fotbal este vizat. Mai multe organizații neguvernamentale atrag atenția asupra modului netransparent în care ar fi fost inițiat proiectul Arena Chișinău. Ce vor să facă onegiștii dacă nu vor primi un răspuns din partea executivului? Vă spunem imediat în telejurnal. Moscova defilează în estul Republicii Moldova, în timp ce Chișinăul tace. Militarii din grupa operativă a trupelor ruse fac repetiții în stânga Nistrului pentru parada de 9 mai în regiunea transnistreană. Ministerul de Externe spune că nu are informații în acest sens, prin urmare nu are nicio reacție. La acest subiect nu sunt informații oficiale deocamdată. În cazul în care vor apărea, le vom procesa conform procedurii. Anul trecut Federația Rusă a ignorat acest apel al Republicii Moldova. Care e siguranța că în acest an va ține cont mai mult? La moment nu avem niciun demers la acest subiect. Deci cum va apărea, cu certitudine vom avea poziție și nu cred să fie careva modificare de poziție decât a fost anterior. Cu toate acestea, militare din grupul operativ al trupelor ruse se pregătesc să participe pentru al doilea an consecutiv la parada de 9 mai din regiunea transnistreană, prin care vor marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Aproape 100 de militari și așa numitele structuri de forță din stânga Nistrului intenționează să mărșăluiască prin centrul Tiraspolului. Anul trecut, Chișinăul a cerut autorităților de la Kremlin să se abțină de la orice participare pe 9 mai în regiunea transnistreană, dar Moscova a ignorat solicitarea autorităților Republicii Moldova. Amenzi dure pentru apelurile false la 112. Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care au fost majorate sancțiunile pentru apelurile false la 112. Dacă până acum un apel fals se sancționa cu 1.500 de lei, acum amenda este de 30 de unități convenționale, mai exact cei care vor fi găsiți vinovați. Vor plăti 3.000 de lei amende. Autoritățile spun că astfel vor să mai taie din cheful celor care formează în glumă 112. Operatorii spun că primesc zilnic în jur de 2.500 de apeluri false, iar acestea le ocupă din timpul prețios pentru intervențiile reale. Secretariatul Comunității Energetice critică din nou Republica Moldova pentru modul în care a încheiat contractul de achiziție a energiei electrice. Licitația a fost netransparentă și există suspiciunea că la mijloc ar fi o înțelegere de culise. Secretariatul Comunității Energetice a propus și în acest an Ministerului Economiei și Infrastructurii principii clare pentru desfășurarea licitației. Chișinăul ar fi trecut cu vederea ca și anul trecut, se arată într-o notă informativă oferită de comunitatea energetică.
Cel mai important este că Ministerul Economiei și Infrastructurii a susținut în mod direct interesele Energocom, mai ales în ultimele etape ale procedurii. Achiziția din 2018 a ridicat de asemenea suspiciuni că ar exista o acțiune concertată între Energocom, centrala de la Cuciurgan și furnizorul ucrainean. Și asta pentru că ultimele două companii au decis să negocieze direct cu compania de stat Energocom, trecând peste procedura oficială. Tocmai din acest motiv, comunitatea energetică intenționează să includă câteva cerințe noi, printre care o platformă electronică și un sistem de sancțiuni sau garanții de participare. A cerut din nou Ministerului Economiei și Infrastructurii să înceteze să mai susțină interesele Energocom, dar să impună acestei companii de stat să respecte legislația. De cealaltă parte, Chișinăul spune că a lucrat transparent atunci când a încheiat contracte cu centrala de la Cuciurgan și cu furnizorul din Ucraina, aceeași de anul trecut, ghidat fiind de un preț mai mic. Am rămas nedumeriți de aceste acuzații, pentru că noi am respectat regulamentul, dar s-a amânat pentru o perioadă foarte scurtă, pentru o zi, pentru a mai da posibilitatea să mai avem încă o ofertă. Dacă noi mergeam pe prima ofertă care era mai scumpă și care era cu 1,4 cenți mai scump, ajungeam la o sumă de 45 de milioane de dolari care trebuiau să fie ulterior puși pe umerii consumatorilor noștri. Nu există nimic concertat, noi doar am așteptat încă o ofertă. Acum o lună, Republica Moldova a încheiat un nou contract de achiziție a energiei electrice cu furnizorii vechi. 70% din energia necesară va fi furnizată de centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană și 30% de către un furnizor ucrainean. Anul trecut, Chișinăul a semnat mai întâi un contract de achiziție a energiei electrice 100% din Ucraina, ca la doar câteva luni să modifice contractul și să revină din nou la centrala de la Cuciurgan. Mișcare care a indignat comunitatea energetică și delegația Uniunii Europene, pentru că Republica Moldova a încălcat principala regulă. A cumpărat energie electrică de la un furnizor care nu plătește materia primă, iar datoria acumulată cade tot pe umerii Chișinăului. Mai multe organizații neguvernamentale atrag atenția asupra modului netransparent în care ar fi fost inițiat și promovat proiectul Arena Chișinău. ONG-știi cer reinițierea proiectului pentru că, în opinia lor, nu ar corespunde normelor legale. Dacă nu vor primi răspuns din partea guvernului, vor cere susținerea organizațiilor europene. Organizațiile neguvernamentale care au semnat petiția susțin că proiectul Arena Chișinău a fost inițiat în grabă, fără consultări publice și cu grave încălcări de procedură. Noi în luna martie nu știam că asta e proiect de importanță națională, nu știam că există așa idei și acum brusc noi deja și bani avem și tot. Și asta înseamnă netransparent și de ce ne exprimăm îngrijorare? Pentru că dintr-o parte noi cerem bani de la donatori și noi tot așteptăm și asistență macrofinanciară. Și atunci când noi vorbim de banul public, noi trebuie să arătăm cetățenilor că merită să plătești impozite în țara asta. De aceea, întrebarea nu este dacă e o idee bună sau nu, întrebarea este cât de viabilă este ideea asta din punct de vedere economic. Cum noi influențăm dezvoltarea orașului, cum noi influențăm mediul și așa mai departe. Și discuția asta n-a avut loc. Apelul către guvern și ministerele de profil a fost semnat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent, CPR Moldova, Institutul de Politici Publice, Transparency International Moldova și Watchdog.md. Nu neagă nimeni necesitatea unei astfel de arene, ea este bună, dar felul cum se face, se derulează tot proiectul, este netransparent și ridică mari suspiciuni, inclusiv de legate de corupție. Nu s-a discutat cu societatea civilă nici idee, nici proiectul, nici detaliile din proiect. Acest proiect comportă o sumă foarte mare de bani, bani publici, un teren cu bunitate foarte bună, acolo la Stăuceni este Cernozul. Organizațiile semnatare solicită premierului Pavel Filip să dispună de urgență anularea înscrierii protocolare cu privire la aprobarea hotărârii de guvern, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii să reinițieze procesul de promovare a prezentului proiect de parteneriat public-privat. În cazul în care petiționarii nu se vor face auziți, vor solicita partenerilor europeni blocarea asistenței macrofinanciare. Pentru construcția arenei polivalente va fi alocat un teren de 10 hectare și încă 59 de hectare vor fi destinate extinderii zonei de agrement. Statul va contribui financiar cu 202 milioane de lei, iar partenerul privat urmează să elaboreze proiectul arenei și să suporte cheltuielile de construcție și gestionare.
Ce aruncă unii e bun de material de construcție, pentru alții școala din Argentina a fost construită din 25 de tone de gunoi. Ce materiale s-au folosit, vă spunem imediat în telejurnal. Știri externe. Acum, poliția germană a desfășurat o operațiune amplă împotriva traficanților de persoane acuzați că au obligat să se prostitueze sute de femei și persoane transexuale din Thailanda. Grupul de traficanți condus de o femeie din Thailanda a transportat ilegal victime în zona Schengen și le-a taxat cu mii de dolari. Autoritățile germane spun că, din punct de vedere al numărului de ofițeri implicați, a fost cea mai extinsă operațiune din istoria poliției. Peste 1500 de ofițeri, între care și echipe de elite SWAT, au descins la 63 de bordeluri și apartamente în 12 din cele 16 landuri germane. Potrivit poliției, un grup de 17 suspecți a adus sute de persoane din Thailanda pe baza unor vize Schengen false. Au fost emise 7 mandate de arestare și aproximativ 100 de persoane au fost reținute. Autoritățile din Elveția au prelungit cu încă un an restricțiile pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari. Decizia de principiu va fi adoptată la începutul lunii viitoare. Deși Elveția a eliminat toate restricțiile pentru România și Bulgaria încă din vara anului 2016, o clauză în acordul cu Uniunea Europeană permite autorităților din țara cantoanelor să impună unilateral măsuri de limitare dacă se constată un aflux prea mare de imigranți din cele două state. Noile restricții vor fi valabile până pe 31 mai 2019. Întâlnirea dintre Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un este din ce în ce mai sigură. În mare secret, șeful CIA și viitorul secretar de stat american Mike Pompeo a fost la Phenian. Președintele Trump a lăudat întâlnirea dintre cei doi pe Twitter, ca de obicei, în contextul în care el însuși a avut o întâlnire extrem de importantă cu premierul Japoniei. Discuțiile dintre Donald Trump și Shinzo Abe au fost extrem de importante. Japonia este unul dintre cei mai importanți aliați asiatici ai Statelor Unite și privește cu neîncredere recenta și surprinzătoarea relaxare venită de la Phenian. Evident, Corea de Nord a fost capul de afiș al discuțiilor. We're getting a lot of things done. A lot of great things between our two countries. So, thank you for being here. We appreciate it. Donald Trump și premierul Japoniei s-au întâlnit în locul preferat al președintelui american, clubul său de golf din Florida, Mar-a-Lago. Despre conținutul discuțiilor, însă, oficialul de la Casa Albă nu a dat detalii. We've had talks at the highest level. Well, let's leave it a little bit short of that. But we have had talks at the highest level. And it's going very well, but we'll see what happens. Presa americană a afirmat că președintele a vorbit chiar la telefon cu omologul său nord-corean, dar Donald Trump nu a confirmat informația. Pe Twitter, el a scris că actualul director CIA, Mike Pompeo, a stabilit o relație foarte bună cu Kim Jong-un. Pompeo este cel pe care Trump l-a desemnat ca viitor secretar de stat. Oficialii americani au precizat că există 5 posibile locuri de desfășurare a viitorului summit. Acesta ar putea avea loc în zona demilitarizată, într-un oraș asiatic, dar și într-un oraș european ca Stockholmul, având în vedere că Suedia este printre cei mai importanți mediatori cu Phenianul. Poliția germană a descins la 10 adrese din sudul țării în cadrul anchetei care vizează mai mulți foști sau actuali lideri ai companiei Porsche, parte a grupului Volkswagen, în legătură cu scandalul emisiilor poluante. Procuratura din Stuttgart susține că perchezițiile au legătură cu suspiciuni de fraudă și publicitate falsă. Ancheta vizează un membru al Consiliului de Administrație al Porsche, un membru al conducerii companiei și o a treia persoană care nu mai este angajată Porsche. Grupul Volkswagen trebuie să plătească daune în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari în Statele Unite pentru instalarea unui soft în computerele mașinilor cu motoare diesel care manipula emisiile poluante. Premieră în sistemul de învățământ din Argentina, unde a fost inaugurată prima școală publică sustenabilă. Instituția este realizată exclusiv din materiale reciclabile, funcționează cu energie verde, iar elevii își cultivă mâncarea pe care o consumă la școală.
Elevii acestei școli din Mar Chiquita, un sat situat la 450 de kilometri sud de Buenos Aires, abia așteaptă să înceapă orele. Și asta pentru că școala lor este unică în Argentina. Este construită din 25 de tone de gunoi. Mai exact, au fost folosite 2000 de cauciucuri de mașină, 10.000 de sticle, 14.000 de cutii de aluminiu și 200 de metri pătrați de carton. La otra escuela cuidamos el medio ambiente de otra forma. En este caso, hasta la escuela misma cuida el medio ambiente. Antes éramos nosotros solos los que cuidábamos el medio ambiente. Școala nici măcar nu este conectată la rețelele de energie și apă. Curentul este obținut prin panouri solare, iar apa este apă de ploaie, colectată și purificată. Ahora que estar en este entorno que somos unos privilegiados, estar rodeados de naturaleza y dar la práctica en la misma naturaleza, van a ser prácticas docentes en vez de ser teóricas. Y eso va a ser muy inspirador y renovador para todos, para toda la comunidad. În acest mediu și educația diferă, pentru că pe lângă orele obișnuite de matematică sau citire, copiii învață de mici știință prin studierea propriei școli, dar și pentru că participă la cultivarea plantelor în sere. De acolo vine și mare parte din mâncarea servită elevilor. Această școală din Argentina este realizată după un model creat de arhitectul american Michael Reynolds și este doar a doua din toată America de Sud, după o instituție similară inaugurată în Paraguay în 2016. Soarta cimitirului eroilor din Chișinău, care a fost dărâmat și apoi vândut cu tot cu memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, a ajuns subiect de documentar. Detalii în câteva momente în Telejurnal. Fiți aproape de noi! Incendiu la o fabrică din Trușeni. Flăcările au cuprins acoperișul unei secții de producere a mezelurilor din localitate. Pompierii au reușit să stingă focul. Nimeni nu a avut de suferit. După recepționarea apelului la 112, la fața locului au intervenit două autospeciale pentru localizarea și lichidarea incendiului. Focul a cuprins 30% din acoperișul construcției. Datorită intervenției prompte, incendiul nu s-a extins. Suprafața de ardere aproximativ 40-50 de metri pătrați. Nu a avut nimic suferit. Personalul care mai era pe aici la obiectiv, tot s-au evacuat la timp. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului în Republica Moldova au avut loc 504 incendii. Copiii rămași fără ocrotire părintească vor primi o indemnizație de 10 lei pe zi. Potrivit unui proiect aprobat de guvern, este vorba despre 10 lei pe zi în zilele obișnuite, 100 de lei în ziua de naștere a copilului și 70 de lei de sărbători, Anul Nou, Crăciun, Paști sau ziua ocrotirii copilului. De asemenea, proiectul prevede indexarea cuantumului indemnizației zilnice anual la 1 aprilie în conformitate cu creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. În anul 2018 de indemnizația zilnică vor beneficia circa 2600 de copii. Pentru plata acestui ajutor, în legea bugetului de stat pentru anul 2018 au fost prevăzute 10,4 milioane de lei. Reunirea celor două maluri ale Prutului poate fi realizată și fără votul în Parlamentul celor două state sau în baza unui referendum. Unirea se poate face și prin modificarea Constituției României și Republicii Moldova. Inițiativa aparține liderilor unioniști, care au anunțat inițierea unei campanii de strângere a 1 milion de semnături în acest sens. Noi vrem ca constituțiile acestor state să sufere modificări și să fie îmbunătățite și să permită celor două state, în dreptul popoarelor la autodeterminare, să se reunească fără a mai fi nevoie de voturi în Parlament, de referendumuri și alte chestii cu care ne șantajează și ne joacă clasa politică de la Chișinău. Colectarea semnăturilor se va face în 4 locuri din 3 țări. Anunțul a fost făcut la 7 dimineața la Timișoara, apoi în toată țara, la 11 în București și la 15 la Chișinău și vom continua spre seară la Bruxelles în fața Parlamentului
european. Oamenii vor putea să semneze din data de 3 iunie. Acest lucru va fi posibil pe internet, pe site-ul www.semnez.eu sau direct la recenzori. Avem aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt și cetățeni ai României, respectiv de la ei vom colecta aceste semnături. Bineînțeles, așteptăm primele 64 de semnături de la cei 64 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova care sunt și posesori ai cetățeniei României. Tot astăzi a fost lansată și aplicația Basarabia e-România, care va crea fotografii inedite cu un mesaj unionist. Este expresia care ne-a consacrat pe toate zidurile care ne despart. Iată, aceasta este aplicația, poate fi descărcată. Aici puteți face o poză, pe fundal veți avea scris Basarabia România, pentru că aceasta este cauza pentru care luptăm. După ce va fi colectat 1 milion de semnături, organizatorii vor întocmi o rezoluție care va fi expediată parlamentelor României și Republicii Moldova. De la un sanctuar al eroilor de război la un măr al discordiei, soarta cimitirului eroilor din Chișinău, care a fost dărâmat și apoi vândut cu tot cu memoria ostașilor căzuți pe timpul de lupte, a ajuns subiect de documentar. Tânăra Olesea Curagău este autoarea filmului Unde mamele plâng. Sufletele militarilor înmormântați aici, doar de ziua eroilor își găsesc liniștea. La cimitirul eroilor din Chișinău își dorm somnul de veci ostași din peste 18 țări, căzuți în cele două războaie mondiale. Timpurile au fost însă crude cu acest loc sfânt. În 56 s-au dat cu buldozeri pției, încă o simintele, că nu erau încă bine aduse în stare de putrificare. S-a construit spitalul Chiril Draganiuc, undeva, mi se pare că 60-61 a fost dat exploatare. În 2007, sub pretextul unui focar de tuberculoză, spitalul a fost demolat, iar teritoriul a fost vândut. Reprezentanții asociațiilor de veterani s-au opus însă acestei fără de legi și au pledat pentru reamenajarea complexului memorial. Pe parcursul a 16 ani, o activitate cu adevărat mare pentru a menține cimitirul eroilor, cel puțin la un nivel de strigăt, că există un cimitir care a fost vândut. Prin privatizarea care a fost făcută, deja exista lege privind cimitirile și așezămintele militare. Deci este deja încălcare. Sunt doar câteva dintre etapele dureroase prin care a trecut cimitirul eroilor și care au fost reflectate în filmul documentar Unde mamele plâng, realizat de Olesea Curagău, studentă la jurnalism. Inițial trebuie să recunosc că nu știam mare lucru despre cimitirul eroilor din Chișinău. Ulterior am făcut o documentare așa mai profundă, după care am găsit și oamenii care erau și cunoșteau multe lucruri despre acest cimitir, mai ales despre, făceau niște acțiuni pentru a-l proteja. Ceea ce vreau eu e să ajungă mesajul la oameni. Este de fapt o teză de licență trecută cu succes. Se poate considera deja că este licențiat în jurnalism și științele informării, deși are să mai treacă un prag, dar cred că îl va trece. Evenimentul de lansare a filmului a fost organizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală în colaborare cu Departamentul Radio și TV al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare pe TVR Moldova. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și la telejurnalul orei 18. Până atunci, o zi cât mai pozitivă. La revedere!